Ajută-mă! Marius! Ce? Ajută-mă să o punem pe bancheta din spate! Șef. Păi v-am deschis așa! Mersi! Ce s-a întâmplat? Intoleranță la gluten! Habar n-am de unde că... I s-a făcut rău, probabil de la sală. Lăsați-o în pace pe Eva! Ce-i faceți? Ia pleacă-mă de aici! Nu vă lăsăm! E vecina noastră! Atac! Au! Păi, nu-i facem nimic, da? Păi ce-i faceți? Unde o duceți? O ducem la spital. I s-a făcut rău. Da, da, la spital. Noi o ajutăm, da? Tatăl, ce ești, mă? Și ce cauți aici? Băi, ia fi atent, el e... De ce le dăm lor explicații? Acolo, să mergem. Unde au dispărut eu? Mițone! Ce fă, băiatule? Oh. Uite, cumnată ta cu logodnic cu ei. Erau aici și vrea să le dau o limonadă, dar au plecat. Ce oameni. Da. Dă că o beau eu. 20 de lei. Cu 20 de lei, mă, niți, apă cu lămâie. 20 de lei. Apă cu lămâie, cu mentă și cu miere. 20 de lei. Măriță, tu stai într-o limonadă? Să vezi ce consumație îți facem noi aici după nuntă. Îți faci franciză, la Niți, unde bea toate fetiți. Li, vezi cum se învârte roata, mă, Niții? Mai ții minte când ziceai că nu o să fac nimic cu viața mea? Și? Faci ceva? Fii antenă. A zis că mă pune manager la firmă. Aoleu, pe tine. Da? O să dea dracu' ea faliment. Să mor eu, manager de manageri. Așa a zis, cuvintele astea a zis. Aha. Da, așa că dă limonada asta. Asta? Ce se teme? Hai că mai am un pic. Mamă, ce bună a fost. Da. Era o sete. Înțelegi ce o să zică cumnată meu când o să-i spun că nici măcar o limonadă n-ai vrut să-mi dai? Ai credit? Ha? Sau vrei telefonul meu? Ha, ce amuzant ești! Să mergi la umor! Ha? Ai și parfumuri? Te văd de aici! Stai așa! Eva, trezește-te! Eva, mă auzi? Eva, vorbește cu mine! Marius, ce facem? Dați-i cu apă de toaletă. Ce? Adică cu parfumul meu. Vedeți, funcționează? Ce se întâmplă? Unde sunt? Eva, ai leșinat? Te ducem la spital. Tu! Că dacă m-a avut un coșmar, dar văd că ești real. Ce păcat. Da, și eu mă bucur să te văd. La spital? Nu! Păi... Ajutor! Surăpită! Ajutor! Calmează-te! O să-i faci rău copilului, da? Atunci ești tu! Mașina e mișcare. Și care e problema? Păi, deci nu înțeleg de ce ești așa supărată pe mine? Pentru că nu vreau să te mai văd niciodată! Ce vrei, mă, să fac? Să dați leșinată în stradă? Da! Oriunde era mai bine decât lângă tine! Deci, efectiv, nu înțeleg ce te-am făcut. Vai! Sunt șocată că nu înțelegi. Marius, nu? Da. Marius, spune și mie. Ție ți se pare normal ca tatăl copilului tău să te pună să semnezi un contract de căsătorie? Uitați, eu... Marius, nu trebuie să răspunzi. Este, evident, irațională, da? Probabil la hormon. Și tu ești un bou! Lasă-mă să ies! Marius, mă opri mașina. Termin. Ba da, oprește. Deci ce facem până la urmă? Mergem sau nu la spital? Da! Băi, copilul n-are nicio vină că mama e încăpățânată. Mergem la spital! Punct! Cumnate! Ce faci? Unde ești? La restaurantul ăla cu 3 stele mișto? Da, ăla unde am mâncat noi, Vită, Saint-Jacques. Da.
Da, hai că vin și eu acolo acum, da. Nu ai nevoie să trimiți limuzina după mine, nu, nu. Iau Merțanu. Iau Merțanu la Celei Sa Iunghie 2022. Ce, mă, ce e cu voi? Am dus-o pe Eva la spital. A leșinat. Voi vorbiți serios? Da. Ce s-o fi întâmplat? Eu zdurile că au dus-o pe Eva la spital. Ce? Nu mai mergem la restaurant? Ce? La spital? Hai că vin și eu acum acolo. Acum vin la spital. Hai că mă duc la spital, că mă cheamă, mă strig acum. Băi, atacați-l! Atac! Băi, terminați! Ia-l! Ce naiba s-o fi întâmplat? A ieșit? Cum i-a ieșit? Aoleu, m-ai întrebat și acum două secunde. Păi ce durează atât? Durează două minute, ai și tu puțină răbdare. Dă-te că am nevoie la baie. E ocupat. E urgent, dă-te. E ocupat. Eu v-am zis să nu combinați pepene cu scoici. A ieșit? Aole! N-a ieșit. Cum nu? Vladi, ți-am zis că e prea devreme ca să vedem dacă s-a prins. Dar nu corect, măi. De ce am mai făcut-o atunci? Putem să o facem din nou. Din nou? Nu. Mai așteptăm. Să mai așteptăm. Nu? Ce să așteptăm? Așteptăm. Uite ce răbdător sunt. Sunt cel mai răbdător om din lume. Așteptăm. Vrei să facem curat în cutiile mele cu benzi desenate? Am aflat. Îți arăt colecția mea de figurine. Duș, duș. Hai că o să ne distrăm. Duș, duș, duș. Vlade, tu mă placi sau nu? Normal că te plac. Păi atunci dovedește. Încă mai am costumul cu cheat, mă. Abia mâine trebuie să-l returnez. De data asta facem fără. Fără? Ajută-mă! Mama, soacră! Mai, ființear să-ți fie mama, soacră, să nu mai spui așa, da? Dar e soacră mea. Încă, pentru puțin timp. Eu care veneam să-ți zic ție ceva super mega arhi important. Dar nu mă interesează pe mine ce vrei tu să-mi spui, da? A, nu? Eva a leșinat, au dus-o la spital. Mai să nu minți că dau la dinți! Nu minți, jur pe ce-am mai spus. Pe ce, mă, că mustața ți-ai ras-o? Pe Ana. Vai de mine! Ah, e adevărat! Să nu mori. Doamne, ia mâna de pe mine! Doamne, Dumnezeule! Ah, răspunde-mi! Vai de mine! Eu e mama. Alo? Ah, e vie! Doamne, ce-i cu tine? Am auzit că ai leșinat. Cum ai auzit? Asta s-a întâmplat fix acum 10 minute. Pentru că eu am un ochi în ceafă și mai mult țioc ceva, mai ceva ca ceașcă pleașcă, lua la arsălia că l-a și luat. Spune-mi, cum s-a întâmplat? Mi s-a făcut puțin rău, dar sunt ok acum. Cu cine ești? Cu nimeni. Dă-mi la telefon! E mama, vrea să vorbească cu tine. Da, doamnă... Georgescu. Ascultă-mă cu atenție! Dacă nu o duci pe fiica mea imediat la spital, jur că o să-ți pare rău! Da, chiar asta făceam. Comentez? Dă-mi-o pe fiica mea! Telefon. În mână. Ah, Doamne, Eva asta, ce palpitații îmi dă la inimă. Am o soacră, să te duc eu la spital, că nu ești bine. Lasă-mă. Cu ce, mă? Cu trotineta lui Ana? Te duc cu taxiul. Ai tu bani? Ți-i dau eu înapoi. Când? La Crăciunul cailor sau când? Mă rog, cred că e Paștele cailor. Dacă au Paște, au și Crăciun. E la mintea găinilor. Cred că... Mara! Mara! Hai la spital, mișcă scurul! Ce? Soră ta a leșinat pe străzi. Mergem la spital. Doamne ferește, sărăcuța.
Mă duc să mă schimb. Unde să te schimb? Că mergem la spital. Vrei să-ți pui roche de gală sau ce? Alo, mamă, mergem la spital. Unde sunt? Bolnav, pe moarte, ce sunt? Nu, mamă, doctori. Fiu, să nu te dui ochi. Da, ai dreptate, fata bună lui mama. Măcar tu să te măriți cu un doctor, că Dumnezeu mi-e martor. Cu Eva am încercat. Bine, mă duc să mă schimb. Da, ce facem cu comanda? Că ai zis clientul că vine să ia în jumătate de oră. Vierme, te ocupi. Gata, mamă, soacră, gata. Te dezamăgesc eu pe tine. Am sechele.